Bun găsit, ediție specială TVR Cluj. Bineînțeles, discutăm despre Brexit și tot ce ține de această tematică. Alături de mine, în următoarele circa 55 de minute, domnul lector dr. Viorel Nistor. Domnia sa activează în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Promit că nu o să mai citesc, dau citire încă o dată întregii denumirea facultății, pentru că suntem colegi, cred că pot să-mi permit să ne tutuim, ne cunoaștem de câțiva ani buni. Chiar cu plăcere. Îți mulțumesc foarte mult, Viorel, că ești alături de noi. Brexit. Pentru tine ce a însemnat? În mod sigur ai fost întrebat, ai fost sunat de colegi din Breaslă. Primul moment care a fost al tău în dimineața respectivă, te-ai trezit, te-ai uitat pe fluxurile de presă și ai zis cum? Vreau să spun că mai mult întâmplător. Am urmărit întreaga noapte tot ce s-a întâmplat atunci. Dar, pe cuvânt, dacă nu, la 6 dimineața m-am culcat. Dar nu pentru că mi-am propus asta, ci pentru că m-a luat valul. Și a fost un... Deci ai prins și exit poll-urile, tot. Am prins un Brexit în direct. Deci după închiderea, ei nu au făcut exit poll-uri. Au făcut niște estimări, tocmai n-au făcut exit poll-uri pentru că au greșit la alegerile de un an înainte și au dat niște estimări greșeli, diferențe foarte mari. Și atunci au convenit. Și totuși a apărut un sondaj neoficial. YouGov a făcut asta. Și, într-adevăr, la închidere, pe o estimare neoficială, era dată câștigătoare partida cea care era împotriva exitului, deci pentru rămânerea Marii Britanii. Apoi am început să circule, mă uitam în paralel, pe vreo 3 posturi de televiziune. Dar era CNN-ul internațional și care aveau afișat pe ecran toată desfășurarea de forțe. Deci au pornit 382 de centre de numărare și pe măsură, minut cu minut, secundă cu secundă, apăreau toate... Cum se mai număra o secție, se scădea din acel 382. Și am văzut cum a balanța, cum s-a mișcat pe durata întregii nopți. A existat un singur moment de echilibru sau de răsturnare. Chiar un singur timp de vreo 10 minute, o jumătate de oră, în care albaștrii, de exemplu, pe CNN, cei care erau pentru remain, pentru rămânere, au avut un avans de mai puțin de 1%. În rest, de la început și aproape până la sfârșit, a fost un roșu. Cu alte cuvinte, tabăra Brexit a condus aproape de la un capăt până la celălalt și asta, să răspund la întrebare, asta a fost prima mare surpriză. Deci asta a fost o surpriză, în primul rând, pentru foarte tine. Foarte mare pentru mine. Că acel roșu a dominat mai spectrul nopții respective, da? Așa. Și apărea pe hartă, apăreau în toate numărările de voturi, avea un protocol foarte bine pus la punct, apărea cineva, un reprezentant al biroului electorale și anunța în Birmingham. Birmingham a votat așa și spunea număr de voturi total, număr exprimate și se schimba din nou graficul. Am rămas deopotrivă cu comentatorii și de la BBC, și de la CNN, și pe posturile franțuzești, mă uitam, toți erau stupefiați și nu le venea să creadă. Asta a fost o foarte mare surpriză. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută în Sfânta Zi de Joi. De atunci, joi noaptea. De atunci, cum vezi, Viorel, ce s-a mai schimbat, cum s-a mai schimbat, în ce direcție se merge? Unii deja cu musca pe căciulă, alții vor să refacă unele lucruri, alții recunosc că s-a cam mințit în pre-campania și în campania acestui referendum. E un conglomerat, vom avea și niște telefoane, intervenții, cred eu, foarte interesante din niște zone fierbinți, de la Bruxelles până în Scoția, să vedem ce se mai întâmplă în aceste zone. Dar tu cum vezi? De fapt, ce s-a întâmplat? Care sunt interpretările de acum, cele jurnalistice, cele ale analiștilor politici? Pentru că se vede cu ochiul liber. Ceva sincope există. Foarte multe s-au schimbat și toate în rău.
Ca să trebuie ca să înțelegem sau să avem o perspectivă întreagă, trebuie să pe scurt să amintim premisele desfășurării acestui referendum. Deci referendum nu a fost impus de către nimeni. A fost un pariu personal, politic al premierului David Cameron de consolidare, cred, în interiorul partidului și în interiorul Uniunii, pentru Uniunea Europeană. Un vot de încredere. Un vot de încredere într-un moment, un an, doi înainte, în care nu era cerut de către nimeni. Asta a fost una dintre cele mai mari greșeli politice de manual. Se poate preda și o să le predau la comunicare politică studenților mei. Să ai toate datele în mână, să fii la guvernare, să fii un premier cu succes și cu rezultate, să fii condus Marea Britanie după o lungă așteptare în capul Partidului Conservator, 7 ani, și să vii cu o propunere atât de nechipzuită, aproape că e de neconceput. Ai intrat într-un joc în interiorul partidului față de concurenții lui, cred, și era de fapt o chestie de orgoliu, nu? Prea mare încredere. Și era o chestie de orgoliu, absolut. Orgoliu, asta e o chestie personală care nu are ce să caute în jocuri politice atât de mari. Nu trebuia să mai propună, în opinia mea, referendum, pentru că nu era implicat, nu doar el și partidul său, sau o facțiune din partid, pentru că nu întreg partidul a produs o sciziune inclusiv în interiorul Partidului Conservator. Dar vorbim acum despre o uniune, despre un sistem politic, despre un sistem economic și un sistem de securitate ce de din urmă la nivel european. Deci când angrenezi mase atât de mari în joc și generezi printr-o gest nechipzit consecințe pe suprafețe atât de mari, nu poți să spui decât că a fost o foarte mare greșeală. Și apoi se pare că nu a mai știut cum să iasă. Dar A pierdut controlul. Și apoi, a crezut, cred, sau a sperat că totuși nu se va întâmpla. Era un precedent în favoarea lui. Referendumul din Scoția. În Scoția s-a făcut un referendum pentru desprinderea de Marea Britanie și a fost din nou un pariu care a ieșit câștigător pentru David Cameron. Iarăși era un argument în favoare. Pe de altă parte, nu exista referendumul ca și fapt politic. Nu există în tradiția Marii Britanii. Pentru ei, din toată istoria, e al treilea. Al doilea a fost tot pentru o ieșire din Uniunea Europeană. Sigur, undeva prin 1975 era alte mize și în orice caz mai mici și alte jocuri. Acela a fost reușit. Nu se poate și nu se poate să nu câștigăm. Ce se întâmplă acum, de fapt? Care este percepția? Nici nimeni nu a fost pregătit pentru asta. Se spală cadavre? Ce se întâmplă acum? E o derută, în opinia mea, și o confuzie în tot. Dar știi că toate acestea, nu că noi resimțim. Din prima clipă resimte omul de rând european. Cetățeanul european de rând resimte că ceva hibe mari, mici, sincope există. Acum să mergem din partea cealaltă, a cetățeanului britanic, pentru că nu putem înțelege. Deci politicienii întotdeauna se fac jocuri, de obicei jocuri în care îi câștigă. Iată, a fost un joc pierzător pentru un om politic proeminent. Așa este. Bun. Dar să zicem că a făcut jocurile. Ce s-a întâmplat în Marea Britanie, ce se întâmplă și cum de-au votat englezii o masă mare, 17 milioane, da, votează pentru ieșire. În condițiile în care e foarte limpede pentru toată lumea acum și din ce în ce mai limpede, că nimeni nu era pregătit pentru un Brexit. Nu știau ce urmează, nu era pregătită nici Banca Angliei, nu e pregătită economia. Și
Bun, nu, putea să se gândească. Cum? Dar dacă votează englezii pentru asta? Și de ce au votat englezii? Asta este deci întrebarea. Deci nu s-au făcut scenarii post, deloc. Post-referendum măcar... în cazul unui Brexit. Nu s-a făcut nici la nivel bancar, economic, financiar, cultural. Nu. E, mă rog. Dovada este că politic. Încearcă să temporizeze. Da, cer asta. Uite, aici vreau să ajungem. Să găsească scenariile potrivite cât mai îndepărtate de acest moment. Dar vine pe de altă parte Comisia Europeană și alți lideri europeni care zic că hai băieți, mai pe repede înainte cu procedura. Bun, aici trebuie să recunoaștem că a fost și un mic șantaj la mijloc și o supărare, o vorbă spusă la supărare, dar care a sunat și cu amenințare și în orice caz deloc elegant. Da? Deci nu reproduc aproape da. Înăuntru înseamnă înăuntru, iar nu înseamnă nu. Să fie foarte clar, dacă a cerut, dacă nu mai vor Marea Britanie să fie în interior, atunci este nu. Să se gândească cât mai devreme să apeleze la articolul 50. Așa este. Dar un pic, un răgaz, doar să ne... De ce au votat englezii totuși atât masiv, da? Sigur că aici ajungem la chestiuni, să zicem așa, mărunte. La situația omului de rând, pus să hotărească el cu mijloacele care stau la dispoziție. Și cu informațiile și cu informații care stau la dispoziție. Și pe interpretările proprii. Eu, mic întreprinzător din Nord-Oare sau vestul Angliei, da? Sau muncitor, sau am aflat că există și în Anglia pensionari care votează împotriva votului tinerilor. Iată, puteam să bănim așa ceva? Lumea dintr-o dată s-a dovedit oarecumva mai mică și cât or fie de evoluați și cu democrație dezvoltată, ajung și tineri contra bătrâni, chiar așa să, simplă să fie ecuația. Bun, au votat pe interese și într-un registru minor al cetățeanului de rând, pus să hotărască dintr-o dată, fără ca el să fie avertizat sau să fie pregătit, să hotărască dintr-o dată soarta Europei și a Uniunii Europene. El a făcut, englezul de rând, a făcut ceea ce știe. Are un drept. Referendum este un drept democratic. Este chemat la vot, se duce și votează pentru interesele lui. Dar e normal să îi se pună asemenea întrebare? Avem un scurt material cu urmările Brexit, după care revenim și comentăm pe mai departe de aici din platou. Would you consider asking the Scottish Parliament not to back such a motion of legislative consent? Of course, because if our interests were on... Of course, did you say? Well, of course, if the Scottish Parliament was judging this on the basis of what's right for Scotland, then the option of saying, look, we're not going to vote for something that is against Scotland's interests, of course that's got to be on the table. Even if that blocked Britain leaving Europe? Well, yeah, these are issues that I can only deal with from... Yeah, don't get me wrong here, Gordon, I care about the rest of the UK, I care about England, that's why I'm so upset. Potrivit legislației britanice, parlamentele din Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor pot bloca inițiativele legislative ale Londrei. Nicola Sturgeon a anunțat că ar vrea să negocieze o rămânere a Scoției în Uniunea Europeană. Însă Bruxelles i-a răspuns un nu indirect, adică i-a amintit că Scoția face parte din Marea Britanie. În acest context, Sturgeon vorbește din nou în termen ferm de organizarea unui nou referendum pentru separarea de restul regatului. Iar un deputat creștin-democrat din Germania a anunțat imediat că în acest context Scoția va fi primită cu bucurie în Uniunea Europeană. Furtuna politică cea mai puternică este însă la Londra. Liderul laburist Jeremy Corbyn se confruntă cu adevărată revoltă în partid după ce membrii importanți au anunțat că îi retrag sprijinul. Îl acuză că nu a reușit să facă o campanie suficient de convingătoare pentru ca rezultatul referendumului să fie altul. Între timp, conservatorii caută succesorului David Cameron, care a anunțat că va demisiona până în octombrie. Ar vrea să ia locul Boris Johnson, fostul primar al Londrei, care a și condus campania pro-Brexit. Mr. Johnson, any message of reassurance for the country?
Între timp, un nou termen prinde având pe rețelele de socializare. Regret. Cu el, britanicii își exprimă regretul că au votat pentru ieșirea țărilor din Uniunea Europeană. Un sondaj comandat de săptămânalul Mail on Sunday arată că peste 1.100.000 de britanici care au spus că sunt pentru părăsirea blocului comunitar s-au răzgândit. Totuși, cifra nu ar fi suficientă pentru a răsturna rezultatul referendumului, au calculat jurnaliștii. Între timp, o petiție online care cere organizarea unei noi consultări populare a depășit 3,5 milioane de semnături. Peste 70.000 sunt false și vor fi eliminate, au descoperit autoritățile, însă are suficient susținători pentru a fi dezbătută de Parlament. Am revenit, deci îmbârligătura e totală, ringișpilul, cum se spune pe la noi, se învârtește, nu? E încă, am văzut mai înainte ilustrat, încă o dovadă a faptului că nu a fost deloc pregătiți. Da? Pentru că nici măcar ei între ei nu s-au coordonat. Un scenariu privind Scoția. Scoția este partea Marii Britanii. Foarte hotărâtă. O doamnă de fier a Scoției. O doamnă de fier a Scoției. Sau o viitoare doamnă de fier a Scoției. Deci, un scenariu pregătit. Dar ce se întâmplă dacă în caz de Brexit-ul iese? Băi, ăstea, scoțieni, voi ce aveți de gând să faceți? Așa se pare că nu i-a întrebat nimeni. Iar după cum am văzut, ei chiar sunt foarte hotărâți să apeleze la toate măsurile. Un alt referendum, ei. Exact, ca să rămână. Ca să rămână. Bun. Ce poate să fie mai convingător decât asta? Că nu avea un scenariu. Bun. Încă o dovadă în plus. Nu se știe ce va urma în Partidul Conservator. Dacă tot am urmărit acest material cu tentă foarte accentuată scoțiană, colegul nostru Ovidiu Pop, jurnalist TVR Cluj, se află chiar în Scoția. Cred că nu pentru acest lucru s-a dus cu precădere și în mod special. Dar dacă, Ovidiu, tot te afli în Scoția, ia să vedem care e starea de spirit. Am văzut mai înainte un material alături de invitatul nostru din platou, prin care o parese viitoare doamnă de fier a Scoției spune așa: dacă e vorba de ieșit, mai bine nu ieșit, mai bine facem un alt referendum noi scoțienii, ca să rămânem noi măcar în Uniunea Europeană. Ovidiu Pop. Bună seara, Karen. Bună seara. Ție și invitatului tău și telespectatorilor. Da, într-adevăr, așa declară primul ministru al Scoției că este gata să pornească un nou referendum, respectiv că Scoția este gata să pornească un nou referendum pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Eu cred că dacă referendumul de anul trecut, pare mi se, nu sunt sigur, privire la independența Scoției s-ar fi petrecut în sub auspiciile actuale, rezultatul ar fi fost fără niciun dubiu în favoarea ruperii din Regatul Unit. Starea de spirit aici în Scoția este greu de înțeles de pe stradă. Eu am venit aici practic la o excursie cu bicicleta în nordul extrem. Aici, tu, deci tot cu ale tale, cu bicicleta și cu filmări. Scuză-mă, n-am înțeles. Zic, tu măcar cu treburile tale fixe, cu bicicleta și cu filmările tale pe care le faci de fiecare dată. Între timp a mai apărut și chestia asta cu Brexit-ul. Exact, deci m-am potrivit într-un fel aici cu Brexit-ul. Nu înseamnă că n-am avut legătură cu oamenii. Nordul Scoției este o zonă slab populată, în speță una dintre cele mai slab populate de pe planetă, deci nu vă vine să credeți sau nu. Însă atitudinea generală, am stat aici o săptămână înainte de Brexit, atitudinea generală era pro-europeană. De exemplu, când am ajuns cu avionul la Inverness, peste tot am văzut afișe roșii cu Leave. N-am văzut niciun afiș cu Remain, ceea ce m-a făcut clar să înțeleg că oamenii ăștia trebuiau convinși să schimbe opinia. De aia erau peste tot afișe cu Leave. Oamenii, în general, doresc să rămână în Europa. Oriunde se întâmplă ceva legat de un proiect european, la fel ca și noi, este afișat mare, unde se construiește o stradă, o infrastructură, ceva legat de infrastructură. Peste tot sunt indicii că se fac, treburile astea se fac cu fonduri de la Uniunea Europeană. Mai mult decât atâta, anunțurile respective leagă Uniunea Europeană de Scoția și nu de Regatul Unit.
scrie mare European Union and Scotland, mă rog, tra-la-la, fac următorul drum. Cred că în principiu scoțienii nu vor accepta, așa cum am înțeles și cum am văzut și cum am vorbit aici cu oamenii, nu vor accepta ieșirea din Uniunea Europeană. Și mai mult decât atât, cred că nici irlandezii nu vor accepta. Alături de mine în platou, Viorel Nistor, profesor la Facultatea de Științe Politice, vrea să-ți adreseze o întrebare, Ovidiu. Te rog frumos. Okay. Ovidiu, așa după cum știm și după cum cred că poți să constați, Scoția este partea cea mai săracă a Marii Britanii. Și pe de altă parte, se știe, ei nu vor să iasă pentru că beneficiază de ajutorul financiar al Uniunii Europene și asta a fost una dintre condițiile pentru care au câștigat referendumul cei care erau pentru rămânere, știindu-se pe acel scenariu că Marea Britanie va rămâne membra a Uniunii Europene. Poate că pot să constați și mai bine decât noi de aici, da, această stare de lucruri. Adică Marea Britanie este prosperă, dar nu în aceeași măsură. Două aspecte. Nu, eu acum întâmplător sunt la Edinburgh, care nu pare deloc că face parte dintr-o țară săracă. Și în general, nici Scoția nu mi-a dat senzația că n-am avut senzația nicio clipă că mă aflu într-o țară săracă. Deci am trecut prin sătuce pescărești uitate de lume, unde se observă din, cum să spun, se observă la tot pasul, din gospodării, din curțile oamenilor, din felul cum sunt îmbrăcați, din felul cum trăiesc, că nu sunt săraci. Într-un anumit fel, asta ar putea să fie o speculație, pentru că, după cum se știe, pentru Brexit au votat, în general, cei care, se și spune în analizele făcute de cei care se pricep mai bine, că au votat, în general, cei care au puțin bani. Cei care nu au bani au votat să... adică, de cei care au bani au votat să rămână în Europa și cei care nu au bani din Regatul Unit au votat să plece din Europa. Deci în cazul ăsta există o contradicție în ceea ce privește Scoția. Probabil că nouă ne e greu să înțelegem, există o diferență. Scoțienii sunt un popor cu o identitate aparte și cred că mai degrabă asta ar trebui să, în felul ăsta ar trebui să înțelegem de ce anume ei vor să păstreze această identitate și să fac cu oareșcum opinie separată în Regatul Unit. Nu cred că musai din cauza... Eu mă refeream strict, când vorbeam de ajutoare financiare, mă refeream la agricultură. Deci fondurile pentru agricultură este un ținut auster, nu este propice pentru... Da? Și aici sunt câștigători net pe fonduri pentru agricultură și de care au nevoie. Asta nu fac un secret din asta. Bun. Ovidiu. Probabil că ei nu au nici marea problemă a emigrației. Aici nu se simte așa de tare ca și în Midlands, de exemplu, sau mai în sud. Da, probabil și asta este o problemă care nu intervine la ei. Pentru că am fost și am văzut. Nu intervine. Deci ei nu trăiesc cu această chestiune la care sunt tot timpul îndemnat să se adapteze, chiar dacă încă nu o înțeleg. Mulțumim tare mult că ai intervenit în emisiunea noastră, ediția specială. A fost să te întorci cu bine din Scoția și cu filmări pe măsură. Mulțumim foarte mult, Ovidiu. Mulțumesc frumos. Toate cele bune. Viorel, de pe fluxul de știri, spun așa. Guvernul britanic nu va declanșa la acest moment articolul 50 privind ieșirea din Uniunea Europeană, a declarat astăzi la oră... Da, l-am văzut în Camera Comunelor. În Parlament, premierul David Cameron, după referendumul de joi, și spune mai departe, guvernul britanic nu va declanșa articolul 50 în această etapă, este decizia noastră suverană și doar Marea Britanie este cea care poate să o ia, a evidențiat el, adică David Cameron. Da, sunt atât de multe probleme și administrative și în special economice. Bun, și el acum prin acest gest de fapt ce vrea să întărească? Vrea să întărească exact despre ce vorbește suveranitatea lor și facem când și cum doresc mușchii noștri? Vorbim de altceva? Cred că de altceva. Ei vor să minimalizeze pierderile pentru că pierderile economice vor fi foarte mari dincolo de acel val
decapitalizarea bursieră care a atins valori de mii de miliarde de euro, nu e o vorbă în vânt. Sunt, la un moment dat, acei bani nu vor mai fi recuperați de cei care i-au pierdut. Bursa evoluează, poate lucrurile se vor calma. Ceea ce s-a pierdut e bun pierdut și acum francezii deja vorbesc, în 2014 Marea Britanie a devenit a cincea mare putere economică. Prin devalorizarea lirei, deja francezii se gândesc, i-au făcut rocadă cu Franța. S-ar putea să facă rocada înapoi. Asta am văzut în presa franțuzească de astăzi. Zice, încă nu s-a formalizat, dar asta se așteaptă. Deci încearcă să câștige timp pentru a întinde cât mai mult și a minimaliza aceste pierderi. Am citit astăzi pur și simplu că e un amalgam de informații și de știri ca un bulgăre de zăpadă. De exemplu, industria auto. În industria auto e un moment foarte favorabil pentru industria auto din Marea Britanie. Ce se va întâmpla? Urmează niște pierderi. Unii, de exemplu, japonezii s-au dus în Anglia, Nissan și Toyota, tocmai ca să aibă deschisă piața Uniunii Europene și fac mașini în Marea Britanie. Ei, în momentul în care Marea Britanie iese, japonezii și-au pierdut piața și trebuie să se delocalizeze. Discuția venim către Anglia, cred că Londra este în legătură directă cu noi. Doamna Maria Drăgan, sărut mâinile, bună seara! Bună seara! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a intra. Noi vă mulțumim că v-ați făcut timp și pentru televiziunea română, implicit pentru TVR Cluj. Stimată doamnă, de câți ani trăiți în Marea Britanie? Eu locuiesc aici împreună cu familia mea de 8 ani. Eu nu locuiesc în Londra. Orașul în care locuiesc eu se numește Exeter. Este un oraș în sud-vestul Angliei și are o populație de 124.000 de locuitori. Acum 8 ani de zile... Da. Vă ascult. Situația aici, în Exeter, este puțin altfel decât restul Angliei, dar puțin seamănă cu ce s-a întâmplat în Londra, în ceea ce privește referendumul. Adică, în orașul în care locuiesc eu, peste 55% din oameni au votat ca țara lor să rămână membră a Uniunii Europene, deci doar aproximativ 45% au votat împotriva acestui lucru, contrar a ceea ce s-a întâmplat în general în Marea Britanie, din păcate. Atmosfera aici este una de șoc pentru toată lumea. Ce înseamnă dacă ar trebui să prezentați într-o propoziție, în câteva cuvinte, această stare de șoc? Cum apare această stare de șoc? Această stare de șoc este, de fapt, un sentiment pe care îl simți. Este o senzație pe care o ai zi de zi când ieși afară din casă și întâlnești alți oameni. Și foarte mulți dintre oamenii pe care îi întâlnești sunt prieteni, sunt oameni englezi cu care lucrezi. E puțin ciudat acum să mergi pe stradă să te întâlnești cu oameni pe care îi cunoști de mult timp și care sunt englezi și te simți puțin reticent. Nu știi ce gândesc toți, dar toată lumea vorbește despre referendum. Uneori ai impresia din privirile oamenilor că te înțeleg și că înțeleg prin ce treci, dar nu poți să știi sigur. Deci această senzație de reticență... Este o frică, este o nervozitate, este tot acest amalgam, așa cum am înțeles. Stimată doamnă, cu permisiunea dumneavoastră, ar interveni cu o întrebare colegul și prietenul nostru Viorel Nistor, jurnalist la bază, cadru academic, printre altele. Bună seara și încântat să pot să stau de vorbă cu dumneavoastră. Sigur că mai multe întrebări aș vrea să vă formulez. A spus că este vorba despre o stare de șoc. Cine împărtășește această stare? E vorba despre cetățenii români sau străini care au rezidența sau e vorba despre un context mai larg, inclusiv cetățenii britanici, englezi, trec printr-o astfel de stare?
Așa este. Aici atmosfera este una de șoc pentru toată lumea, pentru cei care au o altă nație, pentru imigranți, pentru tineri, pentru englezi. Părerile oamenilor, sigur, diferă. Cei veniți din alte părți ale Europei, în mare parte, sunt dezamăgiți, speriați, confuzi, cu referire la ce s-a întâmplat la referendumul din 23 iunie. Despre români, în general, ce să spun? Cred că foarte mulți dintre cei care sunt aici de mult timp sunt dezamăgiți, își pun întrebări, dar cei mai mulți care stau aici de mult timp au prieteni englezi și lucrează cu englezi și e puțin delicat să fii român, să locuiești de mult timp într-un oraș în care ai mulți prieteni englezi și, sigur, te aștepți ca oamenii să aibă păreri diferite. Cei mai mulți dintre cei pe care îi cunosc eu personal și sunt englezi, dar nu numai prieteni, ci oameni pe care am întâlnit și am cunoscut pentru că am lucrat împreună, s-au declarat sincer a fi dezamăgiți și triști. Și mi s-a părut interesant să aflu de ce. Pentru că, de exemplu, în prima zi după referendum am venit la servici și prima persoană, o colegă englezoaică pe care am întâlnit-o la servici, mi-a spus așa, mi-a spus, mi-e rușine cu țara mea în dimineața asta. Și cred că au fost foarte mulți astfel de oameni care au spus-o în acea dimineață. Cred că foarte mulți dintre oamenii pe care îi cunosc eu au spus și care sunt englezi au spus asta. A fost ceva la care nu mă așteptam personal. Vă spun, nu mă așteptam ca prima persoană englezească pe care o văd să-mi spună mi-e rușine cu țara mea, pentru că, sigur, părerile sunt împărțite, au existat discuții, dar am înțeles că dezamăgirea vine din faptul că cei mai mulți tineri, persoane cu vârste între 18 și 24 de ani, 75% din cei care au această vârstă, nu sunt de acord cu decizia electoratului pe peste 65 de ani. Care s-a pronunțat în mare parte pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. O întrebare, să știți, iertați-mă, stăruie în mintea noastră. Cum a putut să ne surprindă atât de mult acest vot, dar nu numai pe noi cei care trăim în țară, dar surpriza a fost în lumea politică, vorbeam înainte, în lumea politică britanică nu e pregătită la un moment dat pentru a gestiona o asemenea situație și în egală măsură și societatea britanică. Nu știu, cum de nu a apărut în sondaje, cum de nu era totuși evident acest vot și nu s-a simțit? Sau s-a simțit? Sigur, oamenii nu cred că au înțeles clar cât de grav este ceea foarte de acord cu asta. Ce s-a întâmplat. Și unii s-au și folosit de acest lucru, că foarte mulți nu înțeleg. Și cred că a existat o greșeală media. Cred foarte tare că a existat această greșeală. A fost una clară, s-a mers pe evidențierea extremelor în permanență a partidelor politice. Și aceste extreme nu au fost deloc reale în marea lor majoritate. O parte dintre oameni au spus așa, cei care sunt împotriva rămânerii în Uniunea Europeană sunt rasiști, sunt egoiști. Iar cealaltă parte a spus, Uniunea Europeană nu face altceva decât să ne limiteze șansele de a ne face auziți și înțeleși. Și aceste extreme au dus la declanșarea unei confuzii. Oamenii nu au simțit că trebuie să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă ieșirea din Uniunea Europeană. Oamenii au simțit că trebuie să facă parte dintr-o categorie sau alta. Doamna Maria, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Vă mulțumim frumos. Să vedem ce se mai întâmplă zilele, săptămânile următoare. O seară bună și liniștită să aveți. Sărut mâine. Deci așa, Victor Orban zguduie Europa după Brexit. Ai citit știrea? N-ai citit-o? Atunci ți-o citesc eu. Nu am citit. Jocul pe eșichierul european se va schimba după plecarea Marii Britanii, a declarat premierul Ungariei, conservatorul Victor Orban, precizând că britanicii au vrut să-și ia soarta în mâini, în fața unei Uniuni Europene, în dezordine. Cu ghilimelele de rigoare, transmite o agenție de presă. Dacă eliminăm o piesă, iar Marea Britanie este o piesă cu greutate într-un joc de șah, întregul joc se va schimba, a declarat șeful guvernului ungar în cadrul unei ceremonii.
inevitabil trebuia să discutăm și despre cealaltă față a medaliei. Pentru că spuneam totuși, britanicii au o anumită tradiție și votul lor înseamnă ceva, totuși, dincolo de prejudecăți. Și acel ceva este nefuncționalitatea organismului Uniunii Europene. Despre această nefuncționalitate se discută de foarte multă vreme. Și este un motiv. Sigur, nu trebuie judecat de către omul simplu votant, pentru că poate să greșească fără să vrea, așa cum spunea mai înainte doamna Drăgan. Deci, sigur că da. Sunt foarte multe lucruri de făcut și de pus în stare de funcțiune în ceea ce privește birocrația, în ceea ce privește legislația, în ceea ce privește decizia. Pentru că una dintre motivele principale pentru care englezii nu au înghițit la nivel politic și la nivel popular e acea delegare a deciziei. Cine ia decizia? Niște agenții europene, nealese de nimeni, vin și fac o legislație și impun niște directive și apoi toate celelalte parlamentele țărilor, zice, acei specialiști, mare, acei exact birocrați... Exact ce ai pomenit acum, parlamentele naționale versus Parlamentul European, o luptă foarte veche. Iau aminte. Și tot mai accentuată. Și trebuie să acordeze legislația în funcție de niște directive pe care să iau niște birouri, nu? Într-un laboratoare al birocrației și care trebuie să iei poziție de drept. În mod evident, asta deranjează. Ne deranjează pe noi mai puțin, pentru că nu avem un cuvânt atât de puternic, dar deranjează pe alții care ar putea să avea. Ei, chiar Marea Britanie, de exemplu. Pentru tine și pentru cei care ne privesc la ora aceasta, în direct, colegii mei din regie comunică să vezi cât de interactivi suntem. 1-0 pentru Italia. Asta era cea mai bună veste care puteam să aud. Mai ai apă? Da. Bun. Trage o dușcă de apă, deci mulțumim colegilor. Să ne mai țineți cu știrile acestea la cald. Deci, am vorbit despre... imediat vom fugi până la Bruxelles să vedem cum mai bate inimioara Europei în acea zonă. Tensiune ridicată. În mod sigur, tensiune arterială și nu numai. Și pulsul. Și pulsul și tot ce ține de cardiovascular este... La cote oarecum de alarmă. De alarmă, așa cum spui. Am introdus în discuție și nu degeaba am introdus rolul parlamentelor naționale. Pentru că acest rol al parlamentelor naționale în ultima perioadă, vrând nevrând, ba a scăzut, ba a fost interpretat greșit, ba vorba ta cu statul în drept, dacă nu chiar în genunchi, în fața unor funcționari, și nu vreau să intru acum pe zona politicului din România și pe zona guvernamentală cu acești tehnocrați, care de fapt vin din zona aceea și știi și tu foarte bine despre ce povestim. Avem Bruxelles-ul, dar înainte de Bruxelles, mulțumesc foarte mult, avem și un scurt material cu care vom intra în legătură directă cu colegul nostru, Lucian Pârvoiu, corespondent TVR la Bruxelles. Am să vă rog materialul beta și vom merge în direct la Bruxelles. Președinții grupurilor politice din Parlamentul European au cerut încă de vineri premierului britanic David Cameron să nu tărăgăneze momentul declanșării procedurii de ieșire din Uniunea Europeană, întrucât acest lucru nu ar face decât să amâne momentul negocierilor viitoare privind statutul relațiilor dintre UE și Marea Britanie. Aleșii europeni se vor întâlni de altfel într-o sesiune plenară extraordinară în cadrul căreia vor adopta o rezoluție și vor stabili următorii pași de urmat. Președintele Forului European, Martin Schulz, a declarat în publicația germană Bild că atitudinea de confuzie afișată de guvernul britanic prelungește o perioadă de incertitudine care va avea drept consecință mai multă insecuritate, punând astfel în pericol locurile de muncă. Parlamentul European trebuie să decidă și în privința statutului celor 73 de aleși britanici care, în mod normal, nu vor mai avea drepturi depline în hemiciclu și comisii din momentul lansării procedurii de Brexit. Din Bruxelles, pentru Televiziunea Română, Lucian Pârvoiu. Acum pe material beta, acum în direct cu noi colegul și prietenul nostru, Lucian Pârvoiu, corespondent TVR la Bruxelles. Bună seara, Lucian! Bună seara tuturor!
Ce se întâmplă la Bruxelles? Discutam cu invitatul nostru, Viorel Nistor, aici în platou, la cote maxime și alarmante, probabil tot ce înseamnă tensiunea arterială, pulsul politic și nu numai la Bruxelles. Ce poți să ne spui? Așa este. Ca element de noutate, chiar acum reprezentanța României la Uniunea Europeană a avut un briefing pentru noi ziariștii, în care încearcă să pună pe masă poziția României de mâine la Consiliul European, care este, așa cum era de așteptat, o poziție de protejare a tuturor românilor care lucrează în Marea Britanie, pentru că știm principalul pericol în cazul unui Brexit ar fi problemele legate de prestațiile sociale care s-ar cuveni acestor români. În ceea ce privește ceea ce se întâmplă la nivelul instituțiilor europene, lucrurile sunt într-adevăr foarte confuze, o adevărată psihodramă aici. Britanicii par în acest moment să facă ceea ce știu mai bine în ultimele 4 decenii de când sunt în UE, adică țin restul țărilor în șah. Activarea acestui articol 50, acest adevărat buton atomic, este actualmente mărul discordiei, pentru că în timp ce liderii europeni de aici, din capitala Europei, cer cu nervozitate accelerarea procedurilor de decablare a Regatului Unit, iată, premierul David Cameron temporizează, nu se grăbește, spre iritarea Parlamentului, care mâine se întâlnește în sesiune plenară extraordinară și cel mai probabil va cere încă o dată printr-un document oficial această accelerare a procedurilor. Totuși, cred că cel mai important va fi rezultatul Consiliului European, summitul șefilor de state și guverne care începe mâine la Bruxelles, pentru că acolo se va discuta eventualul divorț dintre cele două blocuri, dintre blocul european și Regatul Unit. E interesant de văzut ce se va întâmpla acolo, pentru că motorul franco-german pare gripat în acest moment. Franța cere accelerarea, pune presiune, de exemplu, și pe problema portului Calais, în speranța că va deveni, că va prelua rolul de lider pe care l-a jucat până acum Marea Britanie. Germania, pe de altă parte, prin vocea cancelarului Angela Merkel, lasă loc interpretărilor, lasă loc unui timp mai îndelungat de reflexie. Și acum, spre final, în aceste condiții, vă las și vouă spațiu de reflexie. Nu este exclus, totuși, ca într-un final, după ce se consumă această psihodramă, cum e deja numită aici, și cum se discută deja pe unele culoare, s-ar putea ca, după această problemă, rezultată dintr-un referendum care a ieșit, să zicem că a avut un rezultat neașteptat, britanicii să se gândească foarte serios, eventual prin aleșii lor de la Westminster, dacă riscă destămarea Regatului, care acum este încă unit, prin plecarea Scoției și Irlandei de Nord, sau, mai bine, din toamnă, când vor avea un nou premier, vor uita pur și simplu de activarea acestui articol 50. Lucian, doar atât, colegul nostru Viorel Nistor, jurnalist, vrea să-ți adreseze o scurtă întrebare. Știu că ești pe repede înainte cu tot ce se întâmplă acolo, dar permite-ne un minuțel. Deci era vorba chiar de acest semiton introdus în declarațiile de astăzi de către Angela Merkel. La o primă reacție s-a spus rapid și cât se poate de rapid. Astăzi a spus, deci nu chiar atât de rapid, au nevoie de timp. Eu cred că, și vă întreb, s-a intrat la negocieri care deja nu cred că sunt transparente și s-ar putea, poate, să conducă aceste negocieri tocmai prin această înmuiere a tonului dintr-o anumită parte, partea, una dintre părțile principale interesate, și anume Germania. Da? Să se întindă negocierile, cine știe, poate până la Sfântul Așteaptă. Asta e întrebarea? Da, deci e posibil așa ceva? Aveți mare dreptate, este ceea ce cred și eu că se întâmplă în acest moment. Evident că nimeni nu spune cu subiect și predicat acest lucru, însă nu este în interesul nimănui în acest moment să iasă Marea Britanie, inclusiv al Marii Britanii. Chiar discutam acum la reprezentanța României la Uniunea Europeană cât de dificil este acest proces, care e mai mult decât o căsătorie. Sunt întrepătrunse atât de multe domenii. Sunt agențiile europene care sunt în Marea Britanie, sunt o mulțime de alte chestiuni care ar lua până la Sfântul Așteaptă, cum spuneți dumneavoastră, ca să fie desprinse. Ori cred că spre asta se va merge, dar bineînțeles trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, adică până una alta vocea poporului trebuie auzită și nu trebuie înșelată, adică procesul acesta va merge probabil până undeva unde, să sperăm, va fi blocat pe Parlament.
Că nu uităm acum spre final să spun că e și interesul României ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, odată prin românii pe care avem acolo, dar și prin statutul de aliat constant care a fost pentru România în discuțiile la nivel european. Mulțumim, Lucian Pârvoiu, te așteptăm și cu alte noutăți orele și zilele care urmează. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc, la revedere! La revedere, o seară bună! A fost Lucian Pârvoiu, corespondentul televiziunii române la Bruxelles. Foarte interesant ce a spus Lucian, pentru că el prinde, bineînțeles, la cald toate aceste informații pe coridoarele instituțiilor din Bruxelles. Asta nici nu cred că, bun, nu cred în acest moment că nu este posibilă să devină operabilă ieșirea la un moment dat a Marii Britanii. Dar ți se pare... Dar mi se pare că este foarte puțin probabil într-un interval de timp apropiat și la fel de probabil... Chiar dacă stau cu biciu unii și alții. Chiar dacă declarațiile vor continua, dar s-ar putea să temporizeze într-atât de mult și să informeze într-un mod în care... Care ar duce înspre ce zonă ar duce? Ar duce să găsească o formulă originală, englezească, ca să spunem așa, în care, de fapt, cred că să rămână tot în Uniunea Europeană, în niște condiții sau cu un tratament diferit. Cum ar arăta această condiție specială a Marii Britanii? Dacă ei nu și-au făcut temele și scenariile post-Brexit, măcar noi să lucrăm pe niște scenarii. Deci acum, într-adevăr, au timp să se gândească. Există tratate parțiale, de exemplu, între Uniunea Europeană și Elveția sau Norvegia. Anumite acorduri pe anumite chestiuni. Pe de altă parte, aceste țări despre care am vorbit sunt și contributoare. Adică facem acorduri și generăm oportunități. Dar astea se plătesc și se plătesc prin faptul că rămâi într-o anumită formulă în Uniune și plătești pentru asta toate aceste lucruri. Deci, cred că e posibil să intre în niște negocieri mai mult sau mai puțin transparente și să facă cumva încet, încet, posibil, da? Uitat acest vot hotărât categoric, un vot pentru ieșire și care a fost de fapt o greșeală, cum am mai spus, o întrebare prost pusă într-un moment când se poate de nepotrivit. Ce zici? Cine va pune cele mai mari presiuni pe accelerare? Exact așa cum spunea Lucian, Angela Merkel pe de o parte, Franța pe de altă parte, pentru a își câștiga supremația? Această ecuație, o troică la nivel european, celor trei mari puteri pregnante, Franța, Germania și, pe de o parte și pe de altă parte Marea Britanie, ajunseseră într-o situație de echilibru în care, sigur, predominanța o avea Germania. Franța, din păcate, patinează în continuare în gol și își asumă prin președintele Hollande statutul acesta de secund. Iar Marea Britanie, ca întotdeauna, a vrut să fie altfel. Și dacă nu putem să fim primii, vom fi altfel. Și cred că asta a fost coarda întinsă de Cameron. Vor să fie altfel, dar nu în direcția în care s-a ajuns. Acum, prin poziția de echilibru, este cea din 3. Și un scaun este în echilibru în 3. A rămas în 2, în care Franța, cred eu, speră să câștige. Ei cred că ar fi cei mai bucuroși ca englezii să plece, să li se facă și la un loc mai important. Germania nu dorește acest lucru și deja intră într-un fel de șah, inclusiv la francezi. O cezură propusă de mine. Ce zici la ora la care povestim noi, analizăm? Ce analize își face Vladimir Putin pe această temă? Cred că are numai motive de bucurie rezervată la acest moment, pentru că a fost rezervat în prima declarație pe care a făcut-o și a fost în sensul gândirii britanicilor. Nu suntem dispuși să finanțăm un sistem birocratic, o gaură neagră, dăm bani și nu știm pe unde ies. A zis, e normal să procedeze în acest fel. Sigur că subtextul este altul. Îmi pare foarte bine că ați început să vă certați, pentru că sistemul și coeziunea europeană este un concept a care, sigur,
această parte a Europei privește într-un anume fel. Bine, și pe de altă parte vine prezidențiabilul Donald Trump, care, la fel, puțin mai tare ca volum, își exprimă simpatia față de tot ce se întâmplă în zona noastră. Ca și orice populist. Și el va încerca să capitalizeze. Populist înseamnă și că are o tabără populară foarte mare, nu? Și la asta te-ai gândit. Da, și o politică de tip populist. Adică să prestezi un discurs pe placul cuiva, a unei mase de alegători, chiar dacă nu are nici o substanță sau nu are niciun sâmbure de adevăr. Cam asta, așa putem să definim foarte simplu și de înțeles. Dar sunt manipulabili. Dar sunt forme de manipulare. Deci, apărea în presa britanică o caricatură în care Donald Trump și cu Boris Johnson, reprezentantul Brexit al Partidului Conservator, erau într-un gest de tandrețe. Cu alte cuvinte, chiar se pupau. Ei și seamănă la coafură. Au un soi de bufonerie. Sigur, este un mod de a face politică asumat de către ei, dar iată că produce succes. Știu unde am văzut noi un afiș asemănător cu pupătura a doi lideri comuniști. A fost renumitul afiș Leonid Brejnev cu Erich Honecker. Îți aduce aminte? Da. Exact, acesta este tandemul acum despre care vorbim, da, Donald Trump și fostul primar al Londonului. Umorul britanic nu a pierit și a surprins în această caricatură, într-adevăr, una dintre ecuațiile politice ale timpului nostru, e adevărat. Bun, am fost puțin pe la Kremlin, am fost puțin pe la Donald Trump. Care sunt așteptările României și ale românilor față de Brexit, față de ziua de mâine, Consiliul European și tot ce decurge din aceste acțiuni? Inclusiv despre care ne-a spus așa în paranteză, ne-a dat câteva informații la nivel de știri în premieră, Lucian Pârvoiu. Hai să luăm lucrurile ca și cum Brexitul s-ar petrece, chiar dacă se va petrece într-un interval, da? Deci e din ce în ce mai evident că e un semnal nu doar pentru englezi, că ceea ce se întâmplă nu e bine, ei s-au pronunțat, ci că trebuie restructurat, dacă cumva acest cuvânt nu e prea pretențios sau dacă nu e imposibil. Deci trebuie găsite formule mai simple, mai suple în funcționarea acestui gigant care se numește gigant birocratic, care se cheamă Uniunea Europeană. Acest lucru cred că va deveni inevitabil chiar dacă nu pleacă sau nu pleacă englezii. Tocmai pentru că procesul imigraționist din nu de mult, da, a dovedit cu vârstin de stat că într-o chestiune unde trebuie să iei hotărâri și să le operaționezi, să pui în practică cu rapiditate, este pur și simplu neputincios. Este ca un gigant cu picioare de lut care nu este în stare să-și asume în timp real niște hotărâri. Ce ar trebui să facă România? Bun, ceea ce vor încerca să facă toate țările. Într-o nouă arhitectură trebuie să gândească creativ, să aducă acele propuneri care sunt potrivite cui? Țării din care facem parte, adică țărilor mijlocii, care trebuie să aibă un cuvânt de spus și să fie cât mai aproape în ceea ce privește decizia. Pentru că noi nu avem acces la decizii, deciziile se iau peste aceste, capul nostru. Scuze-mă, pentru că suntem la final, aceste țări mici mijlocii, aici probabil ne gândim și la grupul de la Visegrad, pentru că acolo sunt patru țări care au o reprezentativitate destul de importantă în această cazuistică. Unirea face putere. Trebuie să găsească interese comune țările învecinate din toate punctele de vedere și să găsească cuvânt comun și cale pentru a ajunge la masa negocierilor, așa cum, iată, au învățat să facă polonezii. Polonezii sunt cel mai bun exemplu de paradigmă, de comportament al unei țări medii, da? Mai mare decât asta, dar medii, cum te poți impune, da? Și să fii luat în seamă. Pe de altă parte, foarte pe scurt,
aproape surprinzător a ieșit președintele Iohannis să spună imediat după Brexit, da, după vot, vrem să facem un nou proiect de țară. Ei, de când așteptăm acest proiect de țară? Nu știm ce ne trebuie câte un catalizator din asta, Da? Pentru mine are sens. Un nou proiect de țară. Dar aș vrea să aibă sens și să facă sens și pentru cei care vorbesc. Mulțumesc pentru această discuție și analiză foarte incisivă, interesantă. A fost alături de noi la ediție specială Viorel Nistor. Să vedem ce se va mai întâmpla în orele, zilele, săptămânile care urmează. Până atunci, toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!